Bună dimineața, prieteni! Suntem aici la ziua lui Matia, să-l avem aici cu noi pe Tavi, Colu. Octavian, spune-ne ceva. I-am înmânat Oliviei camera pentru că ea se pricepe mult mai bine ca majoritatea dintre noi. OMG! Așa că vă las în grijă. Grija mea, desigur. Prieteni, astăzi suntem aici la ziua lui Matia, după cum am spus. Vom filma puțin, suntem aici cu fetele. Ia, fetelor, spune ceva. Emma, da. Era să zic Rebecca. Ce mai faci, cum mai ești? Ce ai zis, Rebecca? Nu, am greșit. Emma. Emma. Ce mai faci, cum mai ești? Du-te mai încolo. Nu, arăți foarte bine. Da, mulțumesc. În primul rând, vreau să ne prezinți puțin outfit-ul tău. Arată aici, da, rochie de la Blizzard, adică nu trebuia să zic, nu, scuze. Ba da, spune. Cu ce pentru că mi-am băgat-o pe aici, nu mai eu știu, că era cam largă. Așa. Trecem peste. Pălăria, vreau să știu pălăria. Pălăria tot de acolo este, nu mai dau nume. Bine, o voi lua și eu, să știi. Da, trecem peste. Da, și ce trebuie să-i zic lui Matias? Da, o urare pentru Matias. Stai așa că trebuie să fim serioase, vino mai. Bine, ia. Aici, pe fundal alb. Matias, îi doresc numai că vine să plâng, nu pot. Nu poți, vrei să fiu lângă tine? Uh-huh. Ok, așa. Lui Matias îi doresc să fie puternic, cum a fost până astăzi. Să se roage și să fie lângă Domnul Iisus mai mult decât a fost până astăzi. Amin. Vezi mult de tot. Foarte frumos. Mulțumim, Emma. Foarte drăguț. Pup. Abi, vino să-ți iau un mic interviu. Nu? Bine. Stai, mă, să-ți iau interviu, să zici de... Nu vrei? Zici ceva de lui Matias, la mulți ani lui Matias. O urare pentru Matias. Opa. E foarte rușină, seamănă cu maica sa. N-avem ce-i faci. N-avem. Revenim mai încolo. Da. Bine. Nu ceva. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, că tineri au venit la noi, la Mati, Doamne. Te rog să-i binecuvintezi pe fiecare în parte. Doamne, să le aducem și pe Matias înaintea ta și te rog să-i binecuvintezi cu sănătate, Doamne Iisuse, cu credință, cu dragoste pentru tine, să-l aduc să te urmeze, să te urmească, Doamne, și te rog ca tu să binecuvintezi viitorul, Doamne, Cristian, da. Pune ceva la cameră. E foame de mor. OMG, ce îți vei pune pe platou? Foarte frumos, avem aici puțin grătărel, o măslinuță, un suculeț, un alta. Avem aici băieții. Fineas, spune ceva la cameră. Acum vrei să mă salut. Ce? Păi nu am avut când să te salut. Spune ceva. Pentru Matias. Pentru Matias? Da. N-am ce să-i zic. Matias! Nu? Să-ți faci cont. Să-ți faci provitor cont, băi. Spune-ne. Cum te simți la 18 ani? Încă nu e impunit, dar cum te simți? Tu mă vezi ca și cum acolo? Nu mă văd? Mulțumesc. Așa. Deci, Matias, spune-ne, cum te simți la 18 ani? Major. Atât? Da. Foarte frumos. Îmi pare bine, foarte frumos. Și mă jur. Acum ce să spun? Hai. Nu frică să minte la părnaie? Matias. Lumea, măi. Vom fi atenți. Da. Nu știu ce să zic. Mam, thank you. Tu dragă, dar nu, le iau interviu tuturor după ce mâncăm. Așa. După ce mâncăm, să fie ca și chestie. Da. Baftă. Stai aici acum, suntem amândoi în asta. Sunt aici împreună cu domnul Mihai. Eu sunt cu Emma. Am vrut, dar nu s-a putut. Propriul meu verișor viitor. Da. Suntem la ziua lui Matias și ne-am strâns aici o multitudine de rude, prieteni, copii, după cum se poate observa. Să sărbătorim această zi minunată de 3 aprilie, pentru că acum 18 ani Monica a născut și... Când e ziua lui Matias? Pe 7 aprilie a născut. În fine, nu contează. Nu contează. Noi să sărbătorim, deci astăzi s-a născut.
a fost puțin, a durat puțin mai mult travaliu și asta, săraca Monica, nu știu cum a rezistat. Dar da, și suntem aici să sărbătorim această zi minunată. Mâncăm. Un mesaj pentru Matias. Matias. Matias va avea întotdeauna un loc special în inima mea, pentru că este primul meu nepot. La mulți ani. Ce drăguț! Păi strici, mi-ai băgat prăjitură în păr! Mă, eu n-am băgat prăjitură. Învață-mă la chimie să treci clasă! Chiar așa, un mesaj pentru Matias, în afară de chimie. Învață la matematică și la fizică, să iei bac. Mamă, ce mănânci? Prezintă-ne puțin un cartofior, un ketchup. Din bucătărie, bucătăria Indiei, așa. Puțină carne de... Mistreț. Nu, este carne de șobolan. Puțină carne de șobolan, este din bucătăria Indiei. Uitați, acesta este coadă prăjită de șobolan. Și asta este piept de șobolan. Foarte frumos. Mm-hmm. Poftă bună. Mulțumesc. Da. Ok. Ba? Revenind la mine. Ok, scuze, credeam că a terminat. Nu, așa. Glumesc atât. Ah, ok. Bine. Dar ce-a puțin, m-a apucat asta? Yeah. Alexia, Delia, ce doriți dumneavoastră lui Matias? Să-și urmeze visurile. Mă. Foarte. Cristian, foarte frumos. Ana Cristian. Stai, oh, nu. Ana, vrei să vorbești tu? Ce dorești lui Matias? Bani mult și noroc la Superbet. Că își dorește. Foarte frumos, mulțumim. Ce cred că da, dar putea să veniți Matias, pe la noi. Matias, ți-am luat interviu. Monaco. Bine. Ce dorești? Ai, fi serios. Alo? Fi serios. Ce dorești lui Matias? Când ai? Matias? I-aș da niște pumni în gură de să-i facă în loc de dinți popcorn. Și în rest, sănătate, ale. S-ar putea să nu se știe. Da. Ok, foarte frumos, mulțumim. Amin. Sofil. Fie sănătos. Foarte frumos, scurt și la obiect. Simă. Revenind la mine, nu? Gata, nu mai. Ți-am luat interviu? Așa, Simon, ce dorești tu, Matias? Vine aici la mine să fie mai frumos. Să fie sănătos și fericit. Așa. Și să fie copil al lui Dumnezeu, că e cel mai important. Foarte frumos, mulțumim. Plăcere. OMG. Piara, Amalia, ce doriți voi lui Matias? O multă sănătate. Fie binecuvântat de Dumnezeu. Ce-și dorește el? Foarte frumos. Mulți ani. Ia zi, Mati, la mulți ani. Chiar e un pic supărat. Revenim la tine mai încolo, da? Da, după un pahar de suc. Bine. Up. Up. Mihai, vreau să te un interviu. Ziua la mulți ani. Ești Mir? Ziua ta? Nu Mir, Matias. Prezintă-ne puțină pâinică, puțină ceva. Foarte frumos. Mulțumim. Nu vorbesc. Străinii nu vorbesc. Aoleu, mamă. Aoleu, bă. Haide, mă, întoarce-mă asta. Nu, vreau să... Roda. Da. Bună ziua. Un mesaj pentru Matias. Nu știu ce să zic. Hai, orice. Nu știu. Mamă. La mulți ani. Foarte frumos. Stați așa că eu trebuie să citesc din spate ce trebuie să zic. Da, scenariu, scriptul. Așa, hey. Da, gata că... Bine, hai, mulțumim. Un mesaj pentru Matias. Să fie cu minte. Așa. Să o asculte pe Moni. Să ia exemplu unchiului său, Cristi, care are o carieră foarte frumoasă și foarte viitor. Și atât. Foarte frumos, mulțumim. Am revenit la Tiara. Îți zici la mulți ani lui Matias. Tiara, oh, mă văd. La mulți ani. Spune-i lui Mati, la mulți ani. Nu vrei? Se pare că nu vrei. Chiar este foarte indispusă azi. Tiara? Poate din cauza ta? Mamă. Că stai cu camera pe ea și se simte în largul ei. O, așa scuze, e tia. Mamă, spune că îmi pare, îmi pare rău, Tiara. Aici, prieten, sunt eu. Sunt omul din spatele camerei. With Sandra. Celălalt om din spatele camerei. Aici Tiara. Sunt foarte liniștită. Ce l-a supărat fata? Ce ai pățit la nas? Tratează cu indiferență. Mamă, ce freză de skater. Robi, spune un mesaj pentru Matias.
S-a emoționat, puțin emoționat. Gata, îi spun. Să vină la mine să tundă mereu, să nu se mai ducă la alți frizeri. Și vă aștept pe toți să vă tundeți la mine. Ok, foarte frumos. Și altceva? Să-și aleagă doar o fată, că am văzut că un bloc mai multe și nu... Cam atâta. Foarte frumos. Succes, Matia. Mulțumim. Abiel, Sara, ce faceți? Bine. Bine? Ia, spuneți ceva lui Matias. Un mesaj. Păi eu nu știu. Nu știi? Nu. Bine. Reveni mai încolo. Sandra, spune-ne, te rog, un mesaj pentru Matias. Un mesaj pentru Matias. Matias. La mulți ani. Dumnezeu să te binecuvânteze toată viața ta cu tot ce ai nevoie. Și să știi că de fiecare dată când o să ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Și ce să mai zic, ești cu adevărat o binecuvântare pentru noi. Și mă rog să fii așa și pentru prietenii tăi, mai ales să fii un exemplu pentru ei. Și ce să-ți mai urez, ce să-ți mai urez? Să înveți. Ca să... Na, nu vreau să iau vorbele altcuiva, dar... Tamara, să mă intimidezi! Revenind! La mine! Da, revenind! Matias, te iubesc! La mulți ani, Matias, și te iubesc! Aaa, oh, frumi! Da. A venit rândul meu, am apăsat pe filmat? Da. A revenit rândul meu! Matias, ție-ți doresc, nu le-am cu speech-urile, cu speech-ul, dar îți doresc un la mulți ani, un călb... Oh, ce cringe, nu! Matias! Te iau la montaj, deci nu. Matias, îți doresc un călduros la mulți ani, să ai o zi, și să ai o zi frumoasă și ai fost partenerul meu de joacă de când eram mici și mă bucur că am avut o copilărie frumoasă împreună. La mulți ani! Mamă, I-am dat cardul! I-am dat cardul! I-am dat cardul! Ce faci, Nicu? Sărbătorile pe aici. Voi ce faceți? Mâncăm. Păi bine. Da? Închide și ăsta. OMG, stai. Așa. Bă, dar ce ne uităm, mă, frate? Parcă ne uităm în continuu. Vă văzeți încolo, un pic mai așa, că se vede țeava aia, nașpa. Încolo măcar nu se vede nimic. Hai. Hai, nu, ține la... Dă-mă mie, dacă lasă-l. Vrei să-l iau? Oamnă, dacă se vede. Bebică! Eu cam ești la mine. Stai. Iema și Mihai. N-ai făcut cu Simon? Simon se pare n-am făcut. Tu eu am făcut. Da, aici am dinți, aici n-am. Are de câmpă partea asta. Păi da, mă, mai mult îmi place partea asta, știu eu. Hai. De ce. Hai. Păi am să-mi strâng. Acolo, uite. Aici, dar nu la Olivia. Hai, la mine. Bună, prieteni, am revenit. Sunt aici cu Sandra Vlădulescu și cu Balaur Olivia Andreea, eu. Și ce să vă mai spunem? Suntem aici la Matias. Ne simțim bine, am mâncat o prăjitură foarte bună, Snickers cred că era foarte bună, complimente bucătarului. Nu era Snickers, dar era foarte bună. Ah, ok, dar era foarte bună. Și acum ne pregătim să mai filmăm și pe ceilalți. Foarte mult timp am uitat în cameră, mă scuzați dacă mă uitam mai așa, știți ce zic? Dar nu contează. Ia să mai vedem ce se mai întâmplă pe aici. Ia. Aici Alexia, stai că nu văd ca lumea. Alexia, bea un cufulet. Damaris, scuză-mă, te-am călcat. Damaris, stai pe telefon. Revenind la mine. Matias, la mulți ani. Foarte frumos, foarte frumos.
Enias! Sie, nu ți-am luat niciun interviu. Nici nu vreau. Bă, de ce nimeni astăzi nu vrea să răspundă la interviu? Ți-ai luat Adidași? Prezintă Adidași. Ce mișto, să vedem când sunt noi. Mam, șosetele, vreau să văd șosetele. OMG! Yes, boy! Slay! 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 Da. Hai, după cum puteți observa, avem pe mătușa cea bogată. Mătușa de la București. Mătușa de la București, da. Îi lipsește pălăria mătușii. Dar... Na. Uite. S-o pună pe... Hai, îmi ții, Emma. Râd fetele de mine că eu sunt mătușa cea bogată, dar ele n-au înțeles de ce. De la București chiar. Naomi, un mesaj pentru Matias. Multă sănătate și fericire. Toată fericirea din lume și totul să fie bine. Foarte frumos, mulțumim. Plăcere. Și filmează și... Și tene și... Ia, pune-și tu pe al tău, pune-și tu. Power, yes, slay, 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 yes, girl, slay. Da. Așa, prieteni, cam asta a fost momentan. Revenim cu filmări în forță. Da, aici avem pe Ana și pe Naomi. Fetelor, voi ce mai ziceți? Cum mai sunteți? Încercăm să ne încălzim în această vreme răcoroasă. Răcoroasă, dar frumoasă. Exact. Yes. Pe ce să mai filmez? OMG, pe băieți. Yeah. Bună, băieți. Ce faceți? Vă încălziți? Da. Foarte frumos. Mamă! Mai avem mici ăștia de făcut. Ok, foarte frumos. Nu se văd pe cameră. Mamă. Ce să zicem și noi urmate azi de 18 da. Ani? Zis, ce ai zis, frate? Zici să zici. Să urmeze exemplul tău. Să urmeze exemplul meu, să fii muncitor ca mine. Să aibă o carieră minunată ca a lui. Așa. De ce chiar mai bun? Chiar, da, e loc și de mai bine. Mereu. E loc de mai bine, dar măcar ca măcar, el, așa. Măcar așa, să mă prindă puțin de picioare, știi? De vârfuri. Da. Ok. Cam atât. Să fie ambițios ca unchiul lui. Să fie ambițios. Foarte, foarte mare ambiție. Ce să zic, să mănânce mult, să doarmă. Să se trezească la 10-11. Să mici, să vioară. Să toate cele, caracatițe, pepin, ciorchini. Să trezească la ora 12-13. De la 12-13 în sus în comentarii. Foarte frumos. Da. Altceva? Atât. Să nu se ducă în cluburi, în discoteci, în astea. Da, nu-i frumos. Se ducă la Starbucks, da, la Ion Gobre, la... Se plimbe pe câmpii, pe tăbăcărie. Pe Sibioară. Foarte frumos. Când cântă, să fac așa. Cu doamne, frate. Ok. Atât? Da. Mai aveți ceva de adăugat? Bine, mulțumim. Multă sănătate. Doresc să-ți iau un interviu, ție și bebelui. Ce dorești? Doar mie și la bebe să-mi te băgi. Așa, da, din pare rău, scuză-mă, nu era în cadru. Ce doriți voi ca familie lui Matias? Să aibă și să fie. Așa? Atât? Urarea anului. Sănătate, că mai bună decât toate. Să fie sănătos, să fie... să se țină de școală, să învețe, să-și urmeze o carieră bănoasă. Să se căsătorească, să facă copii, să trăiască cât o trăiești, după aia să ajungă acolo. Și atât. Foarte frumos, mulțumim. Mersi la fel. Bebe, vreau să-l primești pe... Vai! Bună! El e în lumea visului acum, să știi. Avem nu ești conectat la... Fetelor, ce porfiți voi aici? Stăm la vârful ca băbuțele. Pe tine. Oh. Și pe tine, dar nu mai zicem acum. Da, nu-i frumos. Mamă. Să divulgăm secrete. Mamă. Ați lăsat-o pe Alexia singurică. Păi, da, acolo între voi. Mamă. Nu mai vrea să, gata. Nu vrea să te bârfească. Mulțumesc, Alexia, ești de treabă. Mulțumesc. Forță. Faci și la Olivia ca să se vadă cine a fost, cine a filmat bună în această... Vezi că ăsta nu filmează Olivia. Știu. Ia. Tia. Foarte fain. Tiara. Tia, uite-te puțin la mine.
Tia! Tia! Hei, Tia! Tiara! 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 Eu? Ce urare! Mi-ai prins într-un moment nepotrivit. A prezentarea ce mănânci. O sperică. Mamă, foarte frumos. Spune-ne. Cum te simți azi, Olivia? Eu? Dacă tot ai întrebat, mă simt foarte bine, mulțumesc, dar acum o să te intervievez pe tine. Dar mai este da. Ce spune, așa ce vrei să afli? Da. Ce vrei să afli? O urare pentru Matias. O, o urare pentru Matias. Intervine-o să văd ce se întâmplă aici. Cine se ia de Damaris, ca și cum. Mamă. Dacă s-a luat cineva de Damaris, a spus-o. Bătaie. Bă, îi urez să aibă grijă cu fetele, știi tot. Să aibă grijă cu fetele, Matias. Unde ești, Matias? Unde e? Nu e aici. Cu îndrăgosteala, cu alea. Și? Nu știu, să... Cred că deja i-a urat toată lumea. La mulți ani. Zi-te, Olive, ce a urat lumea, ca să știm. Eu i-am urat deja la mulți ani. La mulți ani a urat toată lumea, da. Atunci și noi urăm tot la mulți ani. Așa. Mamă, ia uite. Încă nu. Ce și multă sănătate, Dumnezeu să-L binecuvinteze și să rămână aproape de El. Toată viața. A fost bine, Olivia? Sau mai dăm o dată? Sau? Dacă simțiți nevoia să mai fim o dată, nu mai simt. Foarte frumos, nu mulțumesc. Mai. Da. Gata, mai adu-o, gata. Și știi unde am avut-o într-un ceas, revenim. Poza așa, am spus-o de la ceas ca să o pun al doilea, știi? Nu mai aveam nicio poză cu noi, ție, mă. Ce faci, nu e ceva interesant? Filmează acest loc al familiei, dar toți membrii familiei, dar cel mai important loc în casa acestei familii îl ocupă acel... Mama, dar nu pot, nu știu cum. Ah, nu merge. Mama, nu știu cum, nu știu să dau zvon. Nu, la tine nu dau. Da, dar de pe. Hai, mai bine țin cu ăla. Da, din camera ia să vedem. Room tour. Incredibil așa ceva. Să vedem. Aici a copilărit Matias. Mi se pare normal. Una, două, trei. Stai puțin. Matias, zi bă. Cinci. Asta e Enias. Una, două, trei, patru. Așa. Și cinci. Uitați cinci acolo. Și uite șase. Șase. Foarte frumos. Și veniți cu așa. Și am avut poza aia de acolo. Ați văzut-o? Da? Stai ce primit. Cadourile lui Matias, țin, filmăm. Am dat tot cu Alicia. Deci, nu e să cred. Vino cu. Uite, eu cu Alicia și încă una jos acolo. Vorbește mai aici că doar mea Maia. Vino cu, uite aici. Filmează aici. Deci sunt eu, dar e și ea. Doi. Mă întreb cine e nepotul preferat al familiei. Uite, poze de familie aici, frumos. Tortul! Ia uite și uite-mă că am și eu acolo. Corect. Ia uite-te. Poze în exclusivitate cu tortul. Mamă. Hai, foarte frumos. Foarte frumos. Mamă. Aici. Maia doarme. Bebica. Îți fac, eu arată mie pe fața mea. Cum îți face Emma? Îți fac masaj facial. Wow! Ma, dar și cum stăm? Faci caca? Azi, dar nu, că nu e de E, bă, taie ce, dai eu ție, că așa se merge cu tine, gogocica mea, frumoasul meu. Ce mă, băi? Ce faci? Acum, prieteni, ne pregătim să mâncăm tort.
Ne-am adunat cu toți aici. Da, Marci, e foarte încântată. Revenim. Revenim. Încă-mi tort. Eu l-am văzut dinainte, dacă vreți să știți. S-am filmat chiar. L-ai mai spus la Nică? Pentru mine va fi o surpriză, premieră. Nică, l-am mai văzut? Wow. Să faci wow. Eu l-am văzut în timp ce făcea. Oh, mai. Ciocolată. Ce l-a făcut? Cât ești? Păi nu, că Amalia. A zis Monica să-i mulțumim. Cine l-a făcut? Da? Bine. Deci e foarte. Nu știu, înseamnă că scrie ceva pe el? Nu, nu scrie nimic. E o poză, ce? Nu. E doar 18 și... Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani trăiască, cine să trăiască, la la să trăiască, Marea să trăiască, la mulți ani. Să trăiască, Domnul să trăiască, la mulți ani. La mulți ani, sănătate să-ți dea Domnul tot ce dorești, zile senine și fericire. La mulți ani să ne pregătim. Eu drag aici. E ok, cum crezi? Nu, nu ține. Ne pregătim să mâncăm tortuleț făcut de Amalia Danilescu. E mai este la un interviu, Roda. La un interviu pentru un loc de muncă. Aș vrea să lucrez în domeniul de baby. Ce domeniu? În domeniul de baby. De baby. Doamne. Nu, nu, era o glumă făcută de Roda. Da, mă fac bună. Revenim după ce mâncăm un tortuleț, după ce mai vorbim un alta. E mai, da, mai fără ăla de a, scuzați, fără ăsta, mă scuzați. 30. Noi suntem primele, așa, tia? La tort. Nu m-am filmat, ia să ne place. Nu-mi zice? Nu-mi place. Bună, dragilor, ce faceți, cum sunteți? Frigurate, dar fericite. Da. Foarte frumos. Hop. Are viață bună. Mă, puțin giroasă pe abia. Bună. De ce ați tăcut când am filmat eu? Cumva am bufat? Emoțiile, emoțiile. Mamă! Acum îl ducem pe abia la bucare. Uite-l în... Unde? Acolo, acolo. Damaris? Hai că las că o trimit eu. Să nu cadă din pat.
Bună, prieteni, ne-am îmbrăcat frumos. Am pus gecuța pe mine, aici avem pe Roda. Roda cu ochelare soare, eu cu gecuța, e ok. Opa, scuzați. Blocam. Poate vezi pe tot cu geacă. Nu plec, promit. Nu ai grijă. Am mai pățit eu din asta. Rămâns fără haine. Mamă, vin cadourile. Cum te simți, Matias? Spune-ne ceva. Unboxing. Mă simt. Cum? Bine. Dar nu mă simt bine, că mă enervează mama, că facea. Ia ca și cum... Cu toții vrem să le vedem. Ia ca și cum programat se face. Tu deschizi, tu faci, acum ea face orice. Mai sunt și cadouri de-astea, știi? Alea mai mici, dacă le vrei, poți să ne le dai. Alea mai mici, le păstrăm aici. Mi-a rămas mici. Deci astea le pun aici. Alea mici, vezi să... Cristi, mi-a rămas mici, nu mai trebuie. Mamă, ce mai are mama mea. Gata? Bă, dar măcar nu mai stai și purtați la mine cu mine, văd! Păi asta vrem să vedem, de fapt. Hai, Zlata, tu începe. Începe, hai. Hai, mă. Stai puțin. Și vrem aici o sacoșă de la... Sacoșă în sacoșă. Printre care... Cine-te o sacoșină? Avem aici... Un parfum, cred. Wow! Arată. No plans. Mamă. Summer. Stai că mă dau cu el. Hai că nu-i fi. Mamă, nu mai nimeresc. Hai, lasă, dă-i mai departe. Da, dă-i mă, Maria. Ah, bine. Până pungă. Nu, no, lasă, lasă. Ce nu mai ce o sacoșă de spichii tricou? OMG! Mamă, Matea, stai bun! Mamă, ce mișto e punga! Eu am schi tricou, da? Dar și eu am schi tricou de intima. Nu știu de-aia, ca două. Doar punga. Nu știu ce se dă acum, mamă. Arsă! Au! Ce avem aici? Spuneați așa. 2, 3, couri. Mai trei o luna. Bă, mai aflu, e roz cu ce? Mă, acum nu vă uitați bine. Deci avem aici un tricou. Mamă, ce frumos. Ia, mă, nu l-am văzut. Stai așa, că vă-l arăt la toți. Așa. Mamă. Wow! Negru! Bă, negru! Bă, ce? Îmi vin! Bă, avem unul! Frumos! A, cu roata de la al meu! Bă, le acum trebuie să le împachetezi, să le pun la loc! Bă, dar le bine! Așa mă simt! Asta e gata. Următorul. Avem aici o... Ala e muzica. Pungă mișto. Scuzați. Te-am la montaj. Care? Cred că am plinit o fustă. O fustă? Cred. Nu, e o cămașă. Băi, nacelule! Vrei tu? Haide, poate nu-mi vine! Aruncă sus! Poate nu-mi vine! Băi, s-ar trebui să-mi vină! Mamă, de ce talent! Deci aici pot să-mi pun bani. Bine că n-ai. Banii de colectă la biserică. Aici dacă mă duc la biserică, îmi pun versetul ca să-l uit. Frumoasă, banii de colectă. De la cine, da? Forță. Frumoasă. De la cine asta? Bă, mă, de zău și eu dintre ele. De la cine? Și că lasă-mă că vin noi. Cred că de la Mihai, nu știu sigur. Au plecat, nu? Și cine a scurat, au plecat? Da, și da, mă, nu.
Te zic eu, da? Te zic și. Să zic, mulțumesc. Să se vadă pe filmare. Ți-a trimis capuza? Mamă, și chiar mi-era frig. Hai, ia până pot. Hai că-i deja e prea vin. De la cine? La mine, de la Ana. Vă pup! Prietile mele, vă pup! Salut, salut! Vă pup! Cu mâine! Ia? Yeah? Îl vezi pe Olex. S-a putat de la burtă! Are nevoie de bani, pentru o băuță cu eticheta! Forță, o să păstrez! E bine, mă, sau? Ai rămas cu eticheta! Frumos, mă, avem aici niște 100 de euro! Lasă-vă la cam! Avem aici următoarea... Oatiție! Din bas. OMG. Wow! Avem aici. Așa, deschidem primul cadou. Care avem? Pereche de naicuri. Frumos, deci când calci, ăștia-s de aia cu soft, cu hau, miau. Acum nu mai desca să-i porci pe ăștia, știi ce zic? Mă, am deja murdărit. Forță. De la șef. Mă pup. Îi punem așa de ei, nu mai punem. Ba, dar te fac, stai că mai sunt. Da, da. Îi pun pe ăștia aici așa. O, așa. Și nu s-a terminat. Fece, Nike. Deci m-am înscris la echipă. Oficial. Oficial. Fece, Nike. Nike FC. Dacă nu-ți vin aponurile, îți le dau. Ce anume? Dacă nu-ți vin mie. Nu mă, dar cred că-mi vin. Am 18 ani, gata, nu mă mai tratați ca pe un copil. Hai, că mă, hai, că mă, hai, că mă, hai, că mă. Nu mă, la final. Avem aici... Asta vreau, vă rog frumos. Dacă piciorul un cadou meu. Pare rău, iartă. Dar știi ce scrie acolo? A, nu, da, mă, știi scrie, te rămas că până miercuri mai avem timp să ne mai... La mulți ani binecuvântați, Dana și Vali. Au plecat? Da. Ah. Da, nu că știam că a plecat, dar... Da, mă, zi ce vrei! Ca de obicei, eu vorbesc. Ce nume ești, bă, vechi? Dana, e la muncă, eu sunt... 1, 2, 3... Și... Nu, 4, 5... Ce stau? Nu, 4, 5... Dar ce, mă, vrei să mă dezici? 1, 2, 3... Bravo, Mate, ești frumos, e, bă! Hai, mă, îmi place, dar zic că mă rușine. E Jordan! Avem un tricou de la Joe Garden. Nu, ce moale e, moale, așa. Vreau să testez. Așa. Wow. E moale? Ai început toate? 1, 2, 3. Bonul cadou. Și mai avem aici. O pereche de pantaloni de la Joe Garden. Forță. Haine de nu, Jordan cu două. Mie îmi vine cu așa. Vezi jos, acum ai văzut că ai, da? Vezi că la nuntă la ei ce? Ai eu la cadou, dacă ele schimb, vezi tu, da? Hârtia aia. Da, da, da. A, asta, de jos. Stai că le pun așa. Vali și Dana, vă mulțumesc din... Cu drag, sper să vină, dacă nu le schimb, e bine. Bine, bine. Da, la lui de aici. Dacă nu vreau să le schimb aici. Vezi să mă gândesc? Și curea de la Jordan. Hai să deschidem următorul cadou care se apă chiar aici, este de la Reserve. Avem aici un... Wow, cămașă. Mărimea e, cred că nu. Oh,
Deci... Anul ăsta cred că e mâine. Da, bă, Matias. Simt așa cum sunt eu. Mâine nu mai. Ce ora de rugăciune? De la cine? Cred că asta e de la Mihai. Nu mai pot! Ia, fac-o. Ia. For you. Și scrie pe ea așa, cu drag, Olivia. Bana. Matias. Dar ce știu așa? Olivia, merge, merge secunde. Ce? Da. Da. Merge. Să nu vină de nimic. Le mai luat din partea asta. E, poate că-ți la loc după aia. Unbox. Bravo, frate, la mine mie! Wow. Deci? Cu alță, mulțumesc, Olivia! Cu plăcere! Și eu mulțumesc, la mine mie! Bă, dar ce vă scărbine-o, mă, atâta să-mi parcă, nu știu! Bă, ca să vă scărbine-o, mă, atâta să-mi parcă, dragilor! Ce să... Mai! Mai! Îți avem mama așa, o portinge! Te cum? Trece, trece! Mamă, ce sunt ăsta chemă? S. Ia-o-te-o. Ia-o-te-o. Ce iau-te panchi? Ca zicum ce e? Calul rog. Calul, așa ce e? Bravo. Fratele meu. Ia uitați. De la cine? Te bați în ăla. De la? De la? De la? De la Sandra. Ăsta-i tot de la Sandra, ia-o-te. Și acum te-ai dat, te pup, Sandra, mulțumesc! Sandra, băga mâna! Bă, mama, Sandra, moare, Sandra! Mă, să mă cunosc, dar recurat! Mă, dar voi vei creștească! Știu dacă ce frâie! Mă, dacă să-mi fac ce zeamă, e? Că fac ce-o mașină atunci? Cristi, dar vii tu, băi, ce mă? Mă, dar e frâie! Stau, știi? Păi normal, acum s-a întâmplat așa. Ce sărbătoare? Gelule, gelule. Da? Wow, deci avem? Mâine, mâine. A, cui e asta? Nu se știe, nu se știe. Da, nu știi? Da. Mai dă hainele astea înapoi. Go, de la... S-a terminat șmecheria? Arată și la cameră. Ia, citește în engleză, ia. Watch while you're waiting. Are you ready? Are you ready? Watch while you're waiting. Arată și aici. Mamă. Foarte frumos. It's reservation and Amaris. I got it. Se mai fac asta? Mulțumesc, Amaris. Toate. Acum mai ce am? Ferberești cu el. Nu are ce da, mai ce cum se ne împărtățize așa? Nu știu cum se împărtățize. Hai că am dat de raf. Hai mereu. Hai să închidem oraș. Câte anul trecut pe vremea asta, ce bine că la anul o facem Matia cu șuflea, nu o să prindem pandemia. Hai că da! Doream cu mamă, de ce m-a angerat așa de mare, știi? Nu o să prindem pandemia. Acum ne grăbim că... E mișto cutia. Oh my god! Și asta se desface gen? Habar nu mai contează. Oh, oh, oh. Pacora vanitate. Hai, dă-l din mână în mână să dăm cu mine. Oh, că se confundă. Ce din mână în mână? Din mână în mână și
Ia atâta și poți mai fi la teta de mâna mâna. Ia să mi-a sus hainele pentru mine la biserică. Ia uitați, bă, e sus parfumul. De la cine? Nicu și Ami. Mă pup, nu știu ce să zică. Mă pup. Forță, mă, ce ai? Mă, dar asta ce e asta, mică? Lui parfumie. E supăritor. E vaccinul ăla. E vină, ce-i la puțin? Ia-ți, ia-la. E vină, ia uite-te aici. Fă-și atare, hai. 1, 2, 3, să aruncăm în sus. Hai, nu, că să aruncăm în sus. Hai să aruncăm în sus. 1, 2, 3. Și mai avem un cadou de la Adidas. Un pom. Mama. O urechi aici. Mori mea. Nu mă pui la urechi. S. Zang. Și Zang. Mam. Deci cum ar veni, poți să-l porți și pe doi și pe invers și pe astea că e... Deci de la cine e acesta? Da? Vă pup, vă pup. Mulțumesc mult. Every anxious thought that steals my breath, it's a heavy weight upon my chest. As I lie awake and wonder what the future will hold, help me to remember that you're in control. You're my courage when I worry in the dead of night. You're my strength 'cause I'm not strong enough to win this fight. You are greater than the battle raging in my mind. I will trust you, Lord. I will fear no more. I will lift my eyes. I will lift my cares. Lay them in your hands. Dragă Matias, în această zi specială pentru tine îți doresc ceea ce Dorian, tatăl tău, și-a dorit. O viață plină de credință, succes, ascultare de Domnul, sănătate, trăiește frumos ca tatăl tău să fie mândru în cer, care are mutăcior, care îi face cinste. 3 aprilie 2021, Costel? Costel. Da. Nu mai, 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 nu m
de la Simon. Te pup, Simon. Mersi. Mersi frumos. Eu vreau să-i de la Sami, mersi. O să fie ca... Te decați de la lăutare? Că tu să mă ție ca două de ziua lui Matias. De la Teo, mersi. Unde ești? Pe tot, mersi. Te să vădă Teo cu parfă și de la picior, nu se pot învăța. Știre de la fratele Teuto pentru Matiasu. Unde-i dai? A plecat? Nu mai e. Schimb, mai schimb. Păi, uite-l, bă. Bă, mai schimb. Ia, mă, dă sănătă. Bă, dar să-l traduc. Stickerii. Te lași pe tine parchetul. Mai schimb. Mai schimb. Ține, mă, ține să se vadă. De curent, pizdom. Sau la curent. Da, aici nu înțeleg. Hai că eram la deschiderea ca... Băi, deci a zis așa. S-a luat curent în engleză. El a scris în engleză, the current is down. Maybe into a good clock. Să fie așa. Așa. Bă, și aici nu știu ce înseamnă the slickery is over. Cum? Slickery is over. Lasă-o că pun traducerea jos. Da? Pun subtitrare aici jos. Dar te lași mecheria și aici... Că, oh my god. Da. O mai schimb. Da, da, da. Tu știi. Ți-ai ieșit bine tu. Matias, te salută Simona. Simona este o prietenă de-a noastră de familie. Și e mama lui Andrei. Zi, Matias, tu ai rămas singur, că trebuie să-ți transmiști tu ceva. Matias! Da, mamă, ce trebuie, mă, frate? Vreau să mă opresc și... Vitul, mamă. Acolo? Mama! Trebuie să zici tu ceva de ziua ta. Ce să zic? Sunt foarte fericit că am primit minunea ta. Stai, stai, stai. Pui și tu. Trebuie Simona, noi zic de-am. Noi zic de-am. Să contoarul. Vino în ea, să-l ajut pe frate. Nu te-am mai tiesc. Zim, mulțumesc că a venit atâta lume. Da, nu se aude, zic mai tare. Mulțumesc că a venit atâta lume. Să mă vadă. Cum am făcut 18 ani. Ce 18 ani, ce zic? Mulțumesc pentru cadouri. Și acum a pus într-o până aia. Da, am atât. Închide camera, măi, omule. Chido, chido dat. Dubla 2. Bucinaș pe ei, bă. Dubla 2, focul tău. Fratele meu. Zi, mă, nu mă, zi tu. Mulțumesc că ați venit la mine la Major. Vă mulțumesc că ați venit la majoratul meu. Nu prea se pricepe, poate ia să te poate frate. Să facă să-l dreagă. Fratele meu a primit cadouri, să le iau eu, că vreau și eu. Hai mă, gata, gata. Ce ți-a plăcut de acolo? Ce o să iei tu? Roger, mi-a plăcut. Curentul. Gata, ai plecat? Am plecat. Te pup, te pup. Ceau, ceau. Nu mai vrei să rămâi la o așa, nu? Te-am pupat, te-am pupat. Deci cu mașina. Hai, la ușor. Așa. Scoate și alea. Haide, mă, lasă. Mai mic. Hai, ne zi. Bă, Matias. Eu nu știu, frate, cum să le spun pe ăsta. Zi. Vezi, bă, vezi să sară în sus. Mă, tu și cum fac genunchii, cum faci la cal, așa. Acum, de frig. Bă, vezi-le mai, vezi cum aia, bă, să nu se ducă nimeni. Hai, mă. Vezi ușor.
Ușor că spart pe asta, nu știu că vezi că spart becul. Ușor că spart becul. Hai că se sparge. Hai că se sparge. Sara, Sara, dă-te așa de acolo. Mă, dar ce rege, bă, și asta toate zici, mă? Da, mă. Cum mă strici tu? Uite cum face genunchiul, mă, mâncat. Hai, mă, genunchiul, dă-i. Hai, muț. Mă, dar cum se desface, mă, de asta? Eu nu știu, de cât am băut. Hai, mă, lasă-mi. Ia, mă, Nicu, faci tu? Am, că Nicu știe, mă. Da, mă, Nicu, e mare, Nicu. Ia, mă, sudor. Da, mă, să dăm așa. Mate, Nicu știe, că are 18 ani. Are de vreo 10 ani, nu? Și unde te urmă, mă, că o să iasă? Stai că duci acum, stai că duci. Fă, mă, tu că te modific, te pun ca și cum ești mai, ești Matias. Matias, îți pun capul Matias. Stai să nu mă văd. De la echipă, frate, de la ăștia și după aia intru la alte ale. Dacă eram îmbrăcat în verde, mă puneam în fratele lui. Hai că te blurez la față, nu te vadă, frate, da? Niță. Hai, bine. Deci m-am botezat și eu, frate. Dacă ți-l ține paharul. Bași un poc. Da. Acesta fiind spus, aici încheiem onomastica. Luați cu șampanie. La mulți ani, la mulți ani, nu mai iau, pregătă. Eu sunt pășeu. Da, mă, lăsai pe Teo cu ăsta gol, mă. Da, mă, neacă.